Bună seara! Înapoi la argument, ca de obicei, găzduită emisiunea noastră de Muzeul de Artă Apuseană Veche, inginer Dumitru Minovici, are un invitat de excepție. Dacă vă întrebați, cum facem de regulă în mod steril, unde sunt oamenii remarcabili ai acestei țări, răspunsul este în universități, mulți dintre ei. În locurile unde profesia îi face să funcționeze, majoritatea dintre ei. În această seară aveți pe unul dintre aceștia, oamenii remarcabili acestei țări, este profesorul Eugen Munteanu de la Iași. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult că v-ați dat osteneala să veniți de la Iași să avem o discuție despre limba latină. Profesorul Munteanu este profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, la Facultatea de Litere, Departamentul de Limbă și Literatură Română, ca direcții de studii și cercetare, lingvistică și filologie românească, lingvistică generală și teoria limbii, filozofia limbajului, istoria ideilor lingvistice, studii biblice, onomastică, semantică și lexicografie. Aici am o parte din traducerile pe care profesorul Munteanu le-a făcut, Augustin de Dialectica, tot Augustin de Magistro, despre învățător, tot din Sfântul Augustin, Confesiunile, ediție bilingvă, latină-română. Trebuie spus că și ediția de Dialectica de la Humanitas este tot bilingvă. Eterna Latinitas, mică enciclopedia gândirii europene în expresie latină, apărută la Polirom, cu o nouă ediție, mi-ați spus, necartonată, mai de curând. Este o senzațională crestomație de toate zicerile cu putință de limbă latină, propriu-zis nu doar proverbe, ci ziceri, vorbe memorabile, chiar citate, citate din autori clasici, ori mai puțin cunoscuți din Antichitate și din Evul Mediu Latin. O carte remarcabilă care realmente se citește cu plăcere, cu delectare, de ori unde ai deschide. Despre fiind și esența, această traducere pentru De ente et essentia, din Sfântul Toma de Aquino, apărută la Polirom, tot o ediție bilingvă, și din Wilhelm von Humboldt, despre diversitatea structurală a limbilor și influența ei asupra dezvoltării spirituale a umanității, prima traducere în limba română la editura Humanitas. Profesorul Munteanu este membru sau conducător? Conducătorul unui centru. Conducătorul centrului de studii biblico-filologice, al cărui organ este această revistă, Biblicum Iasiense, la primul număr în 2010, revista pe care o vedeți, și care îi grupează pe filologii care scot acest monument al lingue daco-romanorum. În câte volume trebuie să apară? E proiectat ca să apară întreaga Biblie pe volume în 25. De când lucrați, domnule profesor, împreună cu colegii dumneavoastră la acest monument? Acest monument, trebuie spus, nu este inițiativa mea. Eu sunt cel mai tânăr membru al fostului colectiv care a inițiat această lucrare în urmă cu 20 și ceva de ani mai bine. E vorba de un colectiv de profesori ai mei, Paul Miron, cunoscutul om de cultură și animator de la Freiburg, împreună cu colegii lui și profesorii mei de la Iași, Vasile Arvinte și Alexandru Andriescu, au inițiat acest proces în 88. Eram atunci cel mai tânăr, iar astăzi, adică în urmă cu aproape 2 ani, Senatul Universității a luat decizia de a finaliza această lucrare și ne-a permis întemeierea acestui centru care cuprinde câțiva tineri cercetători, 5 de fapt, angajați ai universității, împreună cu alți aproape 20, 19 din toată țara, oameni tineri, dar relativ bine cunoscuți, filologi clasici sau teologi, ne-am propus ca în 5 ani să finalizăm acest proiect. Aveți finanțare? Da, finanțarea este dată în mod surprinzător spre lauda Universității din Iași, a Senatului și în special a Biroului Senatului, a rectorului și a
prorectorilor de către universitate. Minunat! Trăiască Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bravo! Am lăsat la urmă acest volum, apărut la Humanitas în 2009, Lexicologie Biblică Românească, o carte, deși scrisă la cel mai înalt nivel științific, poate fi citită nu doar cu interes, dar și cu beneficii culturale remarcabile de orice posesor al unei culturi generale decente, pentru că aflați de aici o mulțime de lucruri care vă pot fi de folos ca să vă înțelegeți limba, ca să vă înțelegeți formele, tiparele lingvistice în care gândim, pentru că am moștenit această limbă, și pentru a înțelege tradiția culturală pe care o ignorăm cel mai adesea. Din concluziile cărții vreau să vă citesc următoarea frază. Deși investigațiile mele au fost prin forța împrejurărilor limitate și parțiale, am putut totuși identifica și circumscrie sute de structuri semantico-lexicale, sensuri, lexeme, expresii și sintagme, a căror origine primară este textul biblic. Și concluzia este următoarea. Și asta puteți vedea ca un început de perspectivă din această carte. Ceea ce limba română datorează universului semantic creștin și, mai concret, celor mai bine de 4 secole de idiomatizare a mesajului scriptural în limba română. Ne-am obișnuit, pentru că astea sunt informațiile culturale care circulă, să afirmăm, nu știm precis ce înseamnă asta, că limba germană a fost născută de Luther când a tradus Biblia. Dar nu știm că, în mare măsură, acest lucru este valabil și pentru limba română. În mod paradoxal, domnule Patapievic, lucrul este mai valabil pentru limba română decât pentru limba germană. Vreau să ne spuneți, domnule profesor. Mai întâi că traducerea lui Luther nu e prima în limba germană. Este cea care a dat o anumită formă elevată unui anumit dialect al limbii germane care s-a impus ulterior ca limba Hochsprache, ca limba literară germană. Hochmitteldeutsch. Ia, da. Apoi, spre osebire de limba germană, limba română s-a născut, de fapt, prin traducere biblice. Limba română literară, vreau să spun. Nu vorbim de limba română ca atare, ca limbă istorică. Dar limba română literară. Deci, o limbă literară se naște prin voința unor cărturari, a unor agenți culturali, cum le spunem noi mai tehnic, de a scrie într-o limbă texte complexe din punct de vedere al conținutului. Filozofice, teologice, biblice, științifice uneori. Ori acest prim efort pentru limba română a fost făcut prin traducerea textelor biblice. Domnule profesor, vă rog să ne evocați puțin pe cei care stau la originea punerii în limba română a Bibliei. Și despre ce Biblie este vorba atunci când s-a făcut prima traducere în limba română? Inițiativa îi aparține unui intelectual cu o bună și solidă cultură clasică, cunoașterea limbii grecești, Milescu, Nicolae Milescu, care a făcut o primă traducere integrală a Vechiului Testament la Constantinopol, la o vârstă relativ fragedă, 23 de ani, în câțiva ani, a tradus Biblia integrală. E remarcabil. Nu știm bine care sunt resorturile, cine l-a plătit, cine l-a îndemnat, de ce a făcut-o. De ce a făcut-o? Faptul este că a făcut-o și lucrurile sunt foarte clare, nu intru în amănunte, lucrurile sunt foarte clare că el a făcut-o. Textul lui apoi a ajuns în Moldova, a fost revizuit, a făcut asta pe la 1660 și ceva. Peste un deceniu ajunge în Moldova, cineva revizuiește intens acest text, foarte consistent, și rezultatul acestei revizii, filologul Neaursu consideră că Dosoftei este cel care a făcut această revizie, el sau împreună cu niște colaboratori. Faptul că rezultatul acestei revizii consistente, dar a cărei consistentă nu putem să o apreciem în lipsa protografului lui Milescu, pe care nu-l avem. Pe care nu-l avem, rezultă un text pe care l-avem, așa numit manuscris 45 de la Cluj, de la Biblioteca Academiei din Cluj. Pe baza acestui manuscris, cei de la București îl tipăresc textul la 1688. Cei de la București, însemnând de fapt voievodul, tipărirea Bibliei, trebuie spus, este un act și politic, fiindcă
cel care l-a inițiat și l-a sponsorizat, cum se spune, voievodul Șerban Cantacuzino, asta aflând din lunga prefață dedicatorie, vroia să facă un gest generos de bazileu bizantin, cum se imagina. Cantacuzinii erau convinși că ei reprezintă, să zicem, legitimitatea în turcocrație a Bizanțului. Și ca lucrurile stau așa, avem nu numai cuvintele din prefață, din lunga prefață, cum spuneam, ci și faptul că un an mai devreme, la Veneția, cu aceiași bani și cu aceleași eforturi, în numele aceluiași inițiator, apare Biblia grecească, adică Septuaginta. Prin urmare, avem de-a face cu o inițiativă intelectuală, cu o inițiativă politică și cu acceptul bisericii. Ierarhii cei mai importanți din ai lumii bizantine de atunci, ne mai vorbim de episcop, de mitropolitul Teodosie Veștemean al Țării Românești, este vorba de Patriarhul de Alexandria, cel de Ierusalim, au acceptat această inițiativă care nu era ceva comun să traduci în limba populară în mijlocul secolului sau la sfârșitul secolului al XVII-lea. Sfânta Scriptură nu era ceva la ordinea zilei. Deci este un gest remarcabil. Un gest foarte remarcabil din multiple puncte de vedere. Textul în sine e tradus din grecește. Deci momentul reprezintă simbolic și un moment de cotitură dinspre orientarea prioritar slavonă a culturii românești către limba și cultura grecească. Se duc deci la originalul Septuagintei. Exact. Dintr-o ediție care, mă rog, au considerat-o ei că este savantă și... Exact. Și nu, și asta nu e întâmplător. O ediție considerată cea mai bună dintre toate, cum se spune în prefață, care se întâmplă să fie una protestantă. La Frankfurt. La Frankfurt. Da. Ediție, la Frankfurt 1597. Citind ce spuneți aici, totul mi s-a părut remarcabil. Inițiativa, clar. Dar acribia, deci s-au referit la cea mai, după știința lor, cea mai bună ediție a Septuagintei, iar aceea era în afara confesiunilor. Și exact. Totuși s-au referit la ea. Da, pentru că Septuaginta era a confesiunilor. Adică Septuaginta era totuși Biblia tradiției, Biblia folosită de părinți, versiunea grecească. Dar au apreciat-o ca fiind un lucru filologic. Filologic era cea mai bună. Cea mai bună, da. Fără îndoială, că era cea mai bună. Mai erau câteva pe care le-au și folosit, de fapt, ca instrumente auxiliare. Încă o ediție a Septuagintei a lui Daniel de la Londra, apoi au folosit și ediția, singura ediție, de fapt, a Bibliei în limba slavonă, apoi și Vulgata, prin urmare, un fel de complex filologic nu mult deosebit de laboratorul filologic de astăzi. Deci un atelier de traducere exact, au făcut. Exact, în care îl avem pe Milescu, îi avem pe revizorii lui de la Iași. Pe revizorii de la București, care sunt cei doi frați greceni cunoscuți. Grecenii, despre care spuneți, Radu Greceanu trebuie considerat între întemeitorii variantei teologice a stilului bisericesc al limbii române literare. Da, pentru că el a tradus după aceea într-o limbă extrem de sigură și precisă și rafinată alte texte importante, și anume mărturisirea ortodoxă a lui Ieremia Movilă, tot din grecește, și apoi și un text, cel mai important text de patristică, în fond, din vechea cultură românească, Mărgăritarele Sfântului Ioan Hrisostomul. Deci, prin fraza la care vă referiți, eu vreau să îndrept o mică nedreptate. În școală încă se mai învață că grecenii au tradus Biblia. Ei n-au tradus Biblia. Ei au revizuit-o. Meritul lor este important, dar nu așa de mare. Meritele lor sunt ulterioare. Ei erau, de fapt, și destul de tineri atunci când i s-a încredințat această sarcină. Voievodul se pare că era bolnav și vrea repede să-și vadă Biblia. De aceea s-a renunțat și la un aparat critic. Am fi putut avea o Biblie la 1688 cu aparat critic, care este în manuscrisul 45. Formidabil, în manuscrisul revizuit de cele exact, de la Iași. Exact. Voiau să dea și trimiterile biblice și scurte comentarii. Dar manuscrisul 45 se referă doar la Vechiul Testament. Doar la Vechiul Testament, exact. Ce au făcut cei de la București a fost să-i adauge, revizuindu-l, și textul Noului Testament. Și Noul Testament, care este și el revizuit, dar în fond este textul de la 1648, de la Alba Iulie. Da. Și aici Aguna are dreptate când spune, în linii mari are dreptate, că de fapt Biblia se traduce într-o limbă o singură dată. Adică toate versiunile ulterioare nu pot să le ignore pe cele anterioare. Și așa s-a întâmplat faptic?
toate s-au referit la Biblia... Până la un punct. Și de aceea eu disting două direcții în această tradiție biblică. Este cea tradițională, pe care o numesc așa, fiindcă e tradițională plin limbă și stil, de aceea vă spuneam că versiunea de la NEC, din acest punct de vedere, al expresiei lingvistice, e una tradițională. Iar la jumătatea secolului al XIX-lea apar inițiative din afara tradiției. Așa numite Biblii britanice, mai întâi, ca să nu vorbim de inițiativa lui Eliade, apoi Cornilescu, nu? Care din punct de vedere lingvistic chiar nu este foarte inovator, dar din punct de vedere al conținutului și al orientării, firește că sunt multe inovații. Deci avem practic două direcții, dar cea mai importantă este cea care pleacă din Biblia Bușerba. Supusă unei atente și consistente revizuiri, făcute de Micu în 1795. Micu, de fapt, trebuie considerat coautor. Aici avem o mică problemă dureroasă și delicată, fiindcă suntem la confruntarea dintre cele două mari tradiționale confesiuni, să zicem așa, între ortodoxie și greco-catolicism. Micu e greco-catolic, el nu a avut nicio reticență să preia Biblia de la București, pe care a supus-o, repet, unei severe reviziuni. Și competente. Foarte competente. Practic, eu am și scris lucrul acesta în forme mai nuanțate, Micu poate fi considerat coautor al tradiției biblice românești, fiindcă asta ne arată textele, dacă le comparăm cu versiunile ulterioare, cele importante secolul al XIX-lea, făcute în general în Biserica Ortodoxă, cea de la Sankt Petersburg, 1819, cea de la Buzău a episcopului de acolo, 1854, și chiar cea lui Șaguna, aici povestea știți că e mai complicată, reiau în fond textul lui Micu, nu pe cel de la 1688. Deci Micul este coautor. Da. Exact. E un modernizator competent al Bibliei care... Exact, nu numai că l-a modernizat limba, dar a îndreptat greșelile de traducere care încă mai erau. I-a atenuat puțin caracterul prea literal, adică cuvânt cu cuvânt. Așa se traducea înainte. Și acum tot așa facem, sincer să vă fiu, să vă spun. În sensul că e foarte greu, Biblia nu e un text oarecare. Și atunci, curajul de a modifica foarte mult nu l-au decât, știu eu, nebunii. Deci textul biblic trebuie tradus foarte atent. Deci principiul a rămas, literalitatea în fond. În fond. Deci, practic, nu practicăm acum, de exemplu, Biblia de Jerusalem, cele mai bune ediții moderne, sau traducția ecumenic de la Biblie. Nu sunt traduceri literale ca acum 600 sau 400 de ani, dar sunt foarte apropiate de text. Da. Nu? Nu traduc Biblia cum aș traduce un roman victorian sau pe James Joyce. Da. Da. Am făcut această introducere prin cartea dumneavoastră, Lexicologie Biblică Românească, pentru că mi s-a părut un lucru demn de subliniat și demn de a intra în conștiința publică, aceea că originile limbii noastre literare sunt în traducerea Bibliei și că structurile limbii, reprezentările ei, noi am uitat acest lucru, se datorează acestui extraordinar act de cultură care s-a produs în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Iar lucrul trebuia, cred, spus. Eu cred că ne aflăm în fața unui câmp de cercetare extrem de fascinant, fecund, care poate oferi profesionalizare unor tineri, dar în același timp important pentru a completa, a lumina o parte a culturii noastre pe care nu o cunoaștem foarte bine. Începând de la chiar unele chestiuni relativ mai simplu de cercetat, istorice sau istorico-sociologice. De exemplu, nu știm bine cât a circulat Biblia și cine a citit-o și câți și cu ce efecte. Apoi, de exemplu, nu știm foarte bine întotdeauna care au fost izvoarele după care s-au făcut diferitele diortosiri, cum se spune, ale Bibliei. Nu știm resorturile diferitelor comisii, chiar în epoca mai recente. Probabil că această problematică
pentru generațiile anterioare părea neinteresantă fiindcă era foarte proaspătă. Dar acum suntem într-o perspectivă istorică destul de îndepărtată încât să ne intereseze aceste lucruri. Ce se întâmpla la 1870, de exemplu, când sub presiunea curentului latinizant majoritar în cultura română, reprezentat mai ales de Academie, biserica face un pas doi înapoi, în sensul că acceptă inovații latinizante chiar în textele bisericești. Biblia sinodală, cea din 1914, sub autoritatea lui Carol Tipărița, exact, este reia textul îmbunătățit al lui Samuel Micu. Exact. Exact. Deci merge în linie dreaptă, în linie dreaptă. La 1680. Da, da, se poate vedea, nu trebuie să fii mare filolog ca să pui paginile față în față, să vezi, sigur, modernizările inerente, renunțarea la pre în loc de pe, astea banale, nu? Până la clarificări, știți ceva? Greșeli de traducere sunt chiar și în Biblia actuală. Chiar în Bibliile sinodale mai putem, când stai infinitezimal cu textul în față, textele originale, și analizezi fiecare cuvânt și vezi analizele acelui verset în cele mai autorizate ediții științifice germane și așa mai departe, îți dai seama că acolo e o traducere greșită. Deci, dați exemple în cartea eu aș zice că o teză fascinantă de doctorat ar putea aceasta fi, de a identifica greșeli de traducere în texte. Nu mai vorbim și de faptul cât de fascinantă ar fi de a identifica opțiuni de traducere cu substrat confesional, care sunt, mai ales în secolul al XX-lea. Există un tânăr teolog penticostal, Emanuel Conțac, care a scris o teză valoroasă pe această temă, care nu a să apară. Și el s-a concentrat pe câteva din aceste locuri din Biblie în care interesul confesional îți determină, să zicem așa, decizia filologică. Ne dați un exemplu? Da, este cunoscutul presbiteros. Nu l-am tratat acolo. Despre el vorbește Emanuel Conțac. Termenul grecesc presbiteros, care apare în Noul Testament. Presbiteros este etimonul românescului preot, prin limba latină. Dar în greacă presbiteros înseamnă literal cel bătrân. Preot, în limba greacă știe, cam oricine știe cât de câtă greacă, se spune hereus, arhiereu. Cuvântul presbiteros este tradus în versiunile ortodoxe prin preot, deoarece se știe că preoții sunt urmașii apostolilor, pe când neoprotestanții îl traduc prin ceea ce le convine lor, și anume prin cel bătrân. Bătrânii în comunități. Da. Eu, ca filolog, trebuie să fiu neutru în această dezbatere. Și cum sunteți neutru? Sunt neutru constatând care este succesiunea în diferitele versiuni ale Bibliei. Constat că în Biblia la București, de exemplu, apare cei bătrâni și că la un moment dat acești cei bătrâni au locuit prin preoți. Eu constat lucrul acesta. Da. Și las să trag concluzia pe cei care... Și obține dumneavoastră când ajunge să traduceți acest cuvânt acum. Eu nu traduc Noul Testament. Știu, dar care e? Ar fi foarte greu. nu pot să spun. Și mai sunt câteva. Din fericire, nu prea multe. E drept esențiale. Eu nu sunt teolog, deși am citit destul ca să pot înțelege aceste texte. De aceea mă feresc să fac întotdeauna afirmații din acest câmp. Dar zic că, din fericire, Biblia este totuși creștină mai mult decât confesional. Adică este a tuturor mai mult decât a fi a unui anumit grup sau anumite limbi, în fond. E foarte frumos spus. Da. Faceți aici o analiză a destinului cuvântului Duh, care a bătut cuvântul Spirit, chiar și pentru uzul confesional al romano-catolicilor, exact, și greco-catolicilor. Da. E remarcabil lucrul ăsta. E remarcabil și sunt și exemple contrare. Într-adevăr, este faptul că uneori, e vorba de faptul că uneori, de foarte multe ori de fapt, limba este mai puternică decât dorința noastră de a ne diferenția confesional. Este vorba, spunem pentru ascultătorii noștri, de faptul că atunci când au tradus cunoscuta rugăciune sau, mă rog, fragmentele din mesă în care e vorba de Sfântul Duh, greco-catolicii au tradus prin spirit, din dorința de diferențiere confesională. În schimb, în uz, probabil că publicul, între ghilimele, adică oamenii simpli
catolici din bisericile din Moldova sau chiar de unde vor fi ele, au simțit că spirile este străin propriul discurs, limbica tare. Deci au acceptat Duh care este atât de pregnant ortodox, fiindcă este slav. Da. Da. Avem probleme cu Sfânta Troiță, care nu-i mai spune nici Troiță, dar nici Trinitate. Îi spunem Treime. Deci mai este o soluție, limba ne oferă acea soluție a creației interne. Nu mai spunem blagoslovenie, spunem binecuvântare. Dar foarte interesant pentru evoluția mentalității, cum spuneam, ar fi, de exemplu, de văzut de ce verbul a mântui, cu toate, un verb esențial, nu? Care are un etimon? Maghiar. Maghiar. L-a eliminat pe cel în curs care era slav, în niciun caz latin, adică care a spăsitor, Iisus, înainte de a fi numit mântuitor în secolul era 7, spăsitorul. E spăsitorul nostru. Ceea ce pentru noi sună straniu. Sună straniu, da, într-adevăr. Dar mai e un lucru fascinant, cred eu, care ne este furnizat de această abordare textuală, filologică a textelor. Însuși numele Mântuitorului, dacă ați reținut pasajul respectiv. Deci paradoxul face că numele cel mai important al credinței noastre și al culturii creștine, Iisus Hristos, în limba română, nu este latin. Deci lucrul acesta este geometric exact, fiindcă istoria limbii, în fine, știința lingvistică are și o componentă empirică foarte clară, care vizează orizontul fonematic, fonetic. Și aici legile fonetice nu își pierd valabilitatea în niciun caz. Prin urmare, Iisus Hristos, Iesus Hristos în latină, ar fi trebuit să sune astăzi în românește Gesù Cristo, eventual. Adică aproximativ asemănător ca în italiană și în franceză sau în spaniolă. Asta potrivit legilor fonetice. El trebuia numai așa, de vreme ce din iocum avem joc, din iudicium avem județ, trebuia să fie Gesù Cristo. Gesù Cristo. Cristo, Cristo, cam așa. Așa i-am fi spus. Așa ar fi trebuit să spun și probabil că așa i-am spus multă vreme. Probabil. Sigur, eu am convingerea pe care mi-am format-o studiind istoria creștinismului european. Creștinismul românesc, înainte de slavizarea lui, de organizarea lui odată cu statele feudale, a fost destul de sumar. Ce înseamnă asta? Adică înseamnă că preoții erau puțini, erau numiți sau, mă rog, hirotoniți destul de puțin exigent, urmă un examen foarte sumar și neexistând episcopii stabile, nu? Adică structura instituțională era foarte laxă. Foarte laxă și atunci și conținutul dogmatic atare al credinței era vag. Bun, dar asta nu înseamnă că nu exista acest creștinism și anume foarte adânc înrădăcinat, după cum ne arată cuvintele esențiale. Dumnezeu, credință, cruce, păgân, botez. Asta se poate vedea, dacă îmi permiteți să vă întrerup, fără să vă uitați ideea, la oamenii simpli de astăzi. Dacă le faci un interogatoriu dogmatic, credința lor este foarte sumară, dar ea este profundă. Exact. Așa trebuie să fi fost și înainte. Și atunci ne revenim la numele Iisus Hristos. Forma actuală, care este cea ortodoxă, avem și aici o problemă de ortografie, dar asta e mai puțin importantă. Da? Mi-am însușit critica. Da. Forma ortodoxă, cea mai răspândită, nu? Standardizată într-un fel prin uzul în cărțile ortodoxe, este cu doi de I și cu H. Iisus Hristos. Și pronunția este? Iisus Hristos. Așa, Iisus Hristos. Eventual fără un I. Tot Iisus Hristos, dar descris scriem întotdeauna cu doi de I. Iisus Hristos. Repet, în cărțile ortodoxe. Da. Tot ce apare sub auspiciul Iisus Hristos e cu doi de I și cu H. Ori această pronunțare, recte, ortogramă, ortografie, este exact cea slavă care reflectă pronunțarea grecească târzie. Deci avem de-a face cu un transfer cultural care trebuie să fie petrecut după secolul al IX-lea, când a fost inventată această limbă. Da. Această formă cultă, ca și cuvântul, sintagma Iisus Hristos, face parte dintr-o serie foarte lungă, care conține și pe popă, poate nu, pe Evanghelie, liturghie, protopop, toți termenii aceștia, canon, psaltire,
sunt greco-slavoni. Greco-slavoni spune fiindcă sunt greacă, dar veni și prin limba slavonă, inclusiv Iisus Hristos. Și atunci problema este fascinantă. Cum se face că numele acesta important a fost înlocuit? Nu toate numele proprii importante, mai puțin importante au fost înlocuite. De exemplu, sunt Miedru, sunt Nicoară, nu? Sunt Andriu, adică Andrei, numele pe care le știm, Petru, Andrei, Nicolae, sunt și ele contemporane cu Iisus Hristos, adică mai recente, da. Dar au forme mai vechi, sunt Miedru. Și au rămas în vorbirea populară. Extraordinar, în timp ce numele Mântuitorului, care e centrul credinței, da, a dispărut. Așa se și pare. A fost înlocuit cu ceva târziu. Da, pentru că omul spune ce aude la preot în biserică, nu? Nu întotdeauna. Sunt Miedru, sunt Nicoară, sunt Zeni. Sunt Zeni este Sanctus Iohannes, de fapt. Și așa mai departe. Deci, și asta face ca în limba noastră numele Mântuitorului să difere de numele prin care ne desemnăm ca creștini. Că noi ar fi trebuit să ne chemăm, dacă luăm după numele Mântuitorului, creștiani. Da. Dar nu ne chemăm așa, ne chemăm creștini. Deci, tocmai, sau judecata inversă, dacă acceptăm cuvântul creștin este latin și este latin fără doc și poate, atunci avem forma aceasta cr, nu? Care trebuia să fie Hristos. Hristos. Și este în uz. Prietenii mei neoprotestanți care vor cu cr, zic, aduc argument lingvistic, vezi că și în înjurături e cu cr, nu-i cu hr. Ba nu. Dar nu pot reproduce aici. Nici eu nu pot reproduce, dar nu e un argument ăsta. Pentru că, în realitate, forma aceasta cu h este o normă literară impusă. Și nu? Pe care o acceptăm. Și pe care o acceptăm, repet, nu toți. Catolicii scriu cu C și scriu Iisus cu un singur I. Iisus Hristos. Exact. Și din punct de vedere filologic este corect. E neutru. Din punct de vedere filologic toate sunt legitime. Da. Dar pentru că pot indica o sursă, exact, care le legitimează. Legitimează, ne mai vorbim de faptul că unii scriu, de exemplu, domnul Pleșu scrie cu CH. Iisus CH. Ca și cum Hristos ar fi tot una cu Hrusip. Da, adică Iisus vine dintr-o tradiție filologică, da, și Hristos cu CH vine din alta. Da, vine dintr-una mai recentă, a clasicii, a intelectualilor clasici, da, care știu că H-ul grecesc se transcrie prin CH, recte, Hrusipos, Hrisip. Da. Deci aici avem de face cu niște opțiuni confesionale care nu pot fi discutate în fond. Deși limba literară, norma literară ar trebui să fie supraconfesională. Și sunt, în general. Numai în aici. Și recomandarea dumneavoastră care este? Recomandarea mea ar fi să ne orientăm după, de data aceasta, după tradiție și după număr. Adică să dăm prioritate cantității. De vreme ce textele ortodoxe sunt infinit mai numeroase, de 400 de ani, decât cele neoprotestante. Iar ele sunt cu Iisus, da, Hristos. Exact. Dar noi ne desemnăm ca fiind creștini. Da. Clar. Discuția nu se termină niciodată, în funcție de accentul metodologic pe care vrei să-l pui. Oricum, am dat un, cred că, o idee despre cât de pasionantă este cartea dumneavoastră. Aș vrea să mă refer la o notă de subsol în care spuneți așa: prin înțelepciunea cu care și-au asumat tradiția vechii române literare, dincolo de eventualele ei conotații ortodoxe, ierarhii bisericii greco-catolice din Ardeal și mai ales cărturarii ardeleni latiniști au evitat o posibilă scindare lingvistică pe baze confesionale, o stare de diglosie națională, cum a fost cazul între sârbi ortodoxi și croații catolici. Exact. Ăsta este un lucru care m-a pus pe gânduri, pentru că a existat posibilitatea, o riscul, atunci să apară o diglosie națională. Să spunem în feluri diferite și să creăm idiomuri diferite din rațiuni confesionale. Am vorbit acolo de înțelepciunea cărturarilor ardeleni. Eu îi admir enorm de mult pe acești corifei, cum spunem așa, ai școlii ardelene, Micu și Incai. Cumva ne-au inventat conștiința, da, națională. Au inventat, ăsta e cuvântul pe care îl folosesc și eu. Ei au inventat conștiința. Dacă conștiința noastră înseamnă nach Westen orientiert, deci dacă ne orientăm către Europa, zicem de ideea latină, aceste două componente și sunt inventate de ei. Înainte de ei nu era decât în mintea lui Cantemir. Doar Cantemir și 2-3 cronicari moldoveni au mai avut această idee ca elită, dar în rest, deci ei au inventat într-adevăr. Iar ierarhilor, fiindcă ierarhii au luat deciziile, ca să zic așa, nu și-au pus această problemă confesională, deși conflictele au fost, mai ales în secolul XIX, nu?
conflictele instituționale. Nu mai vorbesc de secolul 20, marea tragedia desfințării greco-catolicismului. Și comportamentului exact. Inadmisibil al bisericii majoritare. Mai e încă o chestiune. În secolul al IX-lea, Biserica Ortodoxă a dat un pas înapoi în fața presiunii latinismului. Adică etimologismul dominant al secolului XIX a avut doar o surdă, palidă și fără energie și fără efect rezistență în biserică, care era normală să fie. Biserica n-a renunțat cu ușurință la alfabetul chirilic, care era simbolul identității. Și totuși, chiar ierarhii ortodoxi importanți din a doua jumătate a secolului al XIX-lea nu au făcut mare tapaj de latinism, deși l-au acceptat. Dar cum s-a făcut totuși foarte... Nu, știți cum? Primele cărți care au fost tipărite după ce s-a impus prin Academie scrierea etimologică în biserică, erau cumplite. Cumplit de pestrițe, adică cu grafie latinizantă. Astăzi sunt rarități bibliofile. Dar lectura e imposibilă. Cu scrierea aceea de tranziție, exact. Nu înțeleg. Până la urmă, asta remarcă și Arghezi. Arghezi, în tinerețea sa, a stat în mediul ăsta monahal și în miezul lucrurilor sunt câteva fraze din icoane de lemn, parcă se cheamă cartea, da? În care povestește exact acest mecanism al preoților care și-au dat seama, domnule, dar ne-au călărit, ăsta e cuvântul arghezian, laicii, trebuie să întoarcem biserica la demnitatea ei veche. Deci a fost o reacție la începutul secolului al XIX-lea de echilibrare a acestui cedăr prea puternice. Deci din această cedare, pe de o parte, pe de altă parte, iată, greco-catolicii puteau să își impună alfabetul, fiindcă erau latiniști, puteau să își impună alfabetul latin pentru cărțile lor bisericești, cum au făcut-o croații. Limba croată nu este deosebită. Noi lingviștii nu vorbim de limba croată și limba sârbă, ci vorbim de limba sârbo-croată. Da. Dar tradițiile textuale sunt așa de diferite. Scrierea latină, cu litere latine a croaților față de cea cu a sârbilor, face ca ei să aibă identități confesionale diferite, dar limba... Nu? Deci acest lucru nu s-a petrecut la noi, din rațiuni care pot fi studiate, de exemplu, într-o... Și asta este o temă remarcabilă de studiu. Am vrut câteva din lucrurile foarte pasionante pe care le tratați, dar nu sunt toate. Să vedeți înțelesurile cuvintelor, înțelesurile sintagmelor. Merită să vă cumpărați această carte, Lexicologie Biblică Românească, apărută la Humanitas. Remarcabilă întru totul. Aș vrea acum să ne referim la subiectul cu care v-am ademenit de la Iași. Și anume, care este situația studiilor clasice, a limbilor clasice în învățământul de astăzi și, aș spune în mod încă mai important, în conștiința publică a culturii noastre. Și aș vrea să deschid discuția asta evocându-vă o întâmplare. Împreună cu directoarea Centrului Maghiar, cea care le conduce pe toate din Ministerul Culturii și Patrimoniului Național de la Budapesta și împreună cu Institutul Irlandez, Irish Culture, am propus într-o ședință a EUNIC-ului ca EUNIC-ul să adopte o rezoluție prin care să recomande forurilor competente din Uniunea Europeană să recomande introducerea în toți anii din liceu a studiului limbii latine, indiferent de orientarea liceului, că este clasic, că este umanistă ori realistă. Am făcut o argumentare care ținea de identitatea culturală europeană, de tradițiile lingvistice și colega maghiară a spus că chiar și pentru limba maghiară, care nu este o limbă care are ca origine limba latină, structurile limbii latine sunt foarte importante să fie cunoscute. Rezultatul este că doar noi trei am ridicat mâna în sus când a fost votul, toți ceilalți nu s-au obținut, au fost împotriva. Ce este foarte interesant este că doi dintre ei erau absolvenți de studii clasice. Din cei care au votat împotriva. Din cei care au votat împotriva. Poate din gelozie, să deține numai ei un bumn foarte... Fapt este că acest lucru a căzut, dar nu îl voi uita și îl voi mai relua cu o altă ocazie. Între timp am mai multe voturi decât trei. Ce se întâmplă, domnule profesor?
Dacă m-ați fi întrebat, ieri aș fi fost polemic și pesimist. Întâmplarea pe care mă povestiți mă obligă să încerc să fiu și optimist, jucând într-un fel pe advocatul diavolului. Lucrurile nu sunt definitiv pierdute, e limpede. În acest domeniu al curriculum școlar, cum se zice, se pot petrece schimbări de la un an la altul. Deci nu sunt pierdute. Problema este a mentalității. Fapt este că din ce în ce mai puțini își dau seama dintre noi, dintre contemporani, cei de vârsta noastră sau cei mai tineri, cu atât mai puțin, că de fapt limba latină, sau să înțeleagă sensul acestei sintagme pe care eu o citez, aparține unui lingvist german, latina este die Muttersprache Europas, este limba maternă a Europei, este o metaforă. Deci nu vorbim numai de culturile precum cea română, franceză, spaniolă, care se bazează pe o limbă romanică, ci vorbim și de celelalte, cum a spus maghiara, pot invoca cultura olandeză, cultura polonă, și am numit așa trei țări, Ungaria, Polonia și Olanda, unde limba latină stă mai bine decât la noi și în Franța. Deci, limba latină, practic 1000 de ani, dacă nu mai mult pentru undele, a fost acea limbă care a fecundat gândirea limbilor moderne. Deci ea trebuie studiată nu dintr-un interes arheologic, că dacă e interesul arheologic, atunci cineva poate spune, dar de ce să nu studie în sumeriană, nu? Deci nu din interes, deci lumea trebuie convinsă că e vorba de un interes care ține așa, zicând, de eficiența educației, care ar avea ca bază limba latină. Vreau să spun că bunicii noștri, cei care făceau liceul în epoca interbelică, ei își însușeau principiile morale, nu numai din educația bisericească, dar și citind în original Cicero, Tucidide, Cezar, și nu numai principiile morale, ci și ideile de cultură, ideile esențiale despre oraș, despre urbanitate, citind acolo în texte. Deci e vorba de o miză mult mai mare decât cea decorativă și nostalgică. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Dar domnul profesor nu are și o componentă de disciplinare a gândirii? Limba latină, cu structurile ei riguroase, cu claritatea ei și precizia cu care este în stare să exprime lucrurile. Îmi vine să spun că pentru omul modern, la dispoziție pentru a-și disciplina și educa mintea, pentru rigoare, are la dispoziție logica și deci matematica și limba latină. Exact, asta vreau să spun și eu. La această eficiență didactică pedagogică mă referam eu. Sunt atâția exemplele, se pot lua din orice articol de acest tip. Einstein, de exemplu, a declarat că el consideră că învățarea limbii latine l-a făcut pe el mare fizician. Dacă spune Einstein lucrul acesta, îl putem chiar crede pe cuvânt. Mai am un exemplu. Da. Max von Laue, laureat al premiului Nobel, fizician, teoretician important, care în amurgul vieții lui a fost întrebat de un reporter ce recomandă unui tânăr ca pregătire obligatorie pentru o carieră de fizician-teoretician. Răspunsul lui a fost imediat liceul clasic. Exact. Adică, ca să spun, să te specializezi, o poți face și la facultate. Dar dacă între 14 și 18 ani nu-ți disciplinezi, nu-ți flexibilizezi mintea, e foarte greu după aceea. În ceea ce mă privește, eu sunt extrem de fericit că am avut acest prilej. Chiar în epoca comunistă am putut opta pentru un liceu de tipul acesta și am învățat limba latină. Într-un mod absolut natural. În liceu? În liceu. Și apoi și în facultate, firește. Dar vreau să spun că nu am fost tentat de moda epocii care și cea de astăzi, de a deveni economist, inginer, să fac matematică, chimie, eu am vrut să fac limba latină și am avut acest prilej. Eu mă întreb dacă mai e un tânăr astăzi și are această dorință, mai poate să o facă? Nu mai are unde. Care e răspunsul? Nu mai are unde. Nu mai are unde. Mai sunt probabil câteva clase, așa se spune, nu e licee din marile orașe, dar nu știu. Deci eu aș zice că totuși nu putem fi pesimiști de tot, fiindcă, repet, în lucrurile acestea, în acest domeniu, deciziile se pot lua de un an la altul. Vă dau un exemplu. Acum câțiva ani, este Jauch, îl cheamă, un moderator la o televiziune germană care avea două fete acum 7-8 ani, eleve de liceu. Și moderează acea emisiune care a fost calchează cândva și la noi, cum să devii milionar. Și a spus de câteva ori la televizor, arătând ce înseamnă limba latină, faptul că o doctoriță a pierdut nu știu câte sute de sau zeci de mii de euro, că n-a recunoscut că pur, pir,
din aspirină este foc și cu temperatură, lucruri banale pentru un licean de altă dată. Așa? Și s-a creat Ați spus bine, pentru un licean de altă dată. Da. Și s-a creat o direcție în societatea germană care a făcut ca zeci de mii de părinți să-și ducă copiii la latină, fiindcă latina era pusă în sistemul, și este în Germania, în sistemul opționalelor, alături de alte limbi străine. Deci are statutul italienei, spaniolei, francezei și poți alege latina. Dar înainte nu era așa. Latina se făcea în toți anii de liceu în Germania. Sigur că se făcea și se mai face și azi liceele speciale, dar vreau să spun că există această structură care îngăduie cuiva, dacă vrea să o facă, și deci a fost de ajuns un mecanism mediatic, un mic declic, ca câteva zeci de mii de părinți să fie convinși de ceea ce spuneți dumneavoastră. Ne trimitem copilul să învețe limba latină, fiindcă va deveni mai bun inginer, mai bun manager, mai bun ce vrem noi. Deci... Am un exemplu din secolul XIX. Un om care s-a născut în 1861 și deci care prin anii 1880 făcea facultatea. Facultatea în Franța, pentru el atunci, era École Normale Supérieure. El fusese pregătit pentru școala normală superioară, care este o școală supremă în Franța, fusese pregătit la un liceu catolic, Lycée Stanislas. Numele lui este Pierre Duhem, este un fizician foarte cunoscut, care în plus a inventat un domeniu în istoriografia științei care se numește istoria fizicii în evul mediu. Cum a putut să facă acest lucru? A descoperit fizica evului mediu citind manuscrise la Biblioteca Națională cu cunoștințele și competențele de filologie clasică pe care le acumulase doar în liceu. Deci Lycée Stanislas l-a pregătit pe Pierre Duhem, viitor mare fizician, cu acele instrumente filologice cu care el a putut în mod competent să citească manuscrise medievale și să publice cărți în care a citat extensiv din aceste texte pentru prima oară pentru publicul general cultivat și pentru specialiștii lui colegi. Exact. Și exemplele, a spus și dumneavoastră, pot fi multiplicate la infinit. Rezumând, învățarea limbii latine trebuie văzută nu ca ceva arheologic, ci ca o șansă în plus de a înțelege propria noastră mentalitate de om european. Nu mai spun că toate structurile conceptuale, toate conceptul tuturor științelor sunt latine. Le-am înțelege mai bine și mai precis. Toată terminologia științifică de oriunde e latină. E latină. Nu mai spun, mai e încă o chestiune, acum asta e puțin secundar, dar foarte important pentru mine, și anume că descoperim acum scolastica cu o imensă cantitate de texte inedite pentru noi moderni, care, datorită acoladei imense care a fost făcută prin Renaștere și apoi prin Iluminism, sunt ignorate. Sunt texte de o savoare și în toate domeniile, nu numai în cel al filozofiei abstracte, dar chiar și în botanică sau în alte asemenea domenii conexe sau în fine, în care aceste texte inedite pot furniza, ca să zicem așa, o profesie unor tineri, o profesie foarte onorabilă. Foarte onorabilă și care poate să încheie ceea ce îmi place unor polemic să numesc adevărata epocă întunecată în istoria Europei, care este acea epocă care a considerat că evul mediu este o epocă întunecată. Dar mai ales scolastică, e o nedreptate la adresa celor nedreptate două. Nedreptate totală, totală, da. Pentru că, din potrivă, vreau să spun, din câte îmi dau seama din lecturile din ultimele decenii, că libertatea intelectuală la Universitatea din Paris în 1200 era mult mai mare decât la 1500-600. Așa este. Așa este. Și vă spun că m-am ocupat prin intermediul acestui Pierre Duhem de rădăcinile științei moderne a naturii, iar acelea sunt în Universitatea Medievală. Sunt opere ale magiștrilor și doctorilor în teologie din Universitatea Medievală, în secolele 13, a doua jumătate și secolul 14. Niște semne îmbucătoare am putea observa chiar în cultura românească recentă, în ultimii câțiva ani, în ultimii 10 ani, se publică intens texte medievale. Așa este. Dacă am menționat numai numele prietenului nostru, Alexander Baumgarten, care conduce o colecție Adrian publicată Murar, la Iași. Da. El le conduce la Cluj, dar le publică la Iași, da, la Polirom, care reușește să convingă niște tineri că merită să iei un asemenea text inedit, să pierzi câteva luni sau un an, doi din viață, să te edifici asupra lui și să-l pui la dispoziția celor unui public foarte select. De altfel, nu-mi imaginez că toată lumea moare de dorul textelor medievale. Dar, cum să spun, faptul că se găsește un editor, că se găsește un public, arată că bătălia nu e pierdută. Nu?
Așa e. Dar ce trebuie să facem noi, domnule profesor? Și cu întrebarea asta, practic, o să ne încheiem emisiunea. Profanii, ca mine, și specialiștii, ca dumneavoastră. Întâi și întâi, eu sunt un, ca să zicem așa, un lingvist de profesie. Dar sunt un mare admirator al limbii latine. Prin urmare, eu nu predau limba latină. O iubesc doar și o cultiv. Dar aș recomanda tagmei noastre, într-un articol publicat acum câteva luni în Dilema, am constatat că, de fapt, este un interes în special în interiorul tagmei noastre. Ca și cum ne așteptăm că după noi se termină. Adică ar fi poate ca să renunțăm la această mentalitate că noi încuiem ușile și plecăm cu cheie cu tot. Adică trebuie să ne gândim că după noi mai sunt și alții. Și poate convingem și pe decidenții politici, până la urmă o chestie politică, nu? O chestie politică a învățământului, măcar ca în Germania să se facă din latină o opțiune a tuturor copiilor. Și poate se găsesc. În plus, adaug faptul că și trebuie felicitați pentru acest lucru, responsabilii din edituri, că acceptă să publice texte bilingve, latină-română, greacă-română. Este un lucru remarcabil, pentru că și de aici pot veni oameni care să se familiarizeze văzând pagina dublă și să iasă de aici o vocație. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. A fost o încântare. Vă recomand încă o dată Lexicologia Biblică Românească, cartea profesorului Eugen Munteanu. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru discuția în sine.